Dintre cei peste 70.000 de proprietari persoane fizice din municipiul Buzău, peste 75% au trecut pe la ghișeele primăriei pentru a-și achita impozitele și mai mare este procentul societăților comerciale buzoiene care și-au plătit dările către primărie. Referitor la anul fiscal 2015, până la sfârșitul lunii septembrie, ponderea cea mai mare în plata impozitelor taxelor locale ca venituri pentru bugetul local o au persoanele juridice. Această grad de realizare mai mare la persoane juridice se datorează și faptului că numeric ele sunt mai mici. La persoanele fizice, numeric sunt mai multe ca roluri fiscale, fiind în jur de 70-80 de mii. Persoanele fizice au plătit în procent de 75% până la data de 30 septembrie. Mai mult decât anul trecut. Da, mai mult decât anul trecut. Da. Procentul mare de colectare a taxelor poate fi datorat și bonusului de 10% oferit de municipalitate contribuabililor care își plătesc taxele la timp. Pentru faptul că în fiecare an fiscal noi trimitem înștiințări de plată și în aceste înștiințări de plată facem această precizare de bonificația de 10% din obligația fiscală. Evident, datoria unei firme, procentul de 10% din datoria unei firme către stat e mult mai mare. Adică chiar înseamnă ceva. Pe noi scăunele au fost și au obținut chiar scutiri, reduceri de, știu, un miliard, două. Da, sunt contribuabile mari, au reduceri de peste un miliard de lei. Cea mai mare parte din fondurile obținute de la populație merge către subvențiile acordate de municipalitate. Giga Caloria arde aproximativ 5 milioane de lei în lunile de iarnă, iar subvenția acordată transportului în comun în jur de 1 milion de lei pe lună, indiferent de anotimp. Da, o parte din venituri se duc pe subvenție, așa cum este stabilit prin hotărâri de Consiliul Local. Aici m-aș referi la subvenția la energia termică și la subvenția privind transportul public local. La subvenția la energia termică, în medie lunar, pe timp de iarnă, primăria acoperă din bugetul propriu o sumă de aproximativ 5 milioane de lei. Iar pe timp de vară, undeva la 350.000 de lei, 400.000. Da, transportul în comun este subvenționat iarăși din bugetul local al municipiului și ca o medie așa se ridică undeva la aproximativ 800 un milion. Pentru neplata obligațiilor fiscale se aplică o majorare lunară de întârziere de 2% din cuantumul debitului inițial.